Motocicliștii au împărțit șoferilor pliante cu mesaje clare, tocmai pentru a determina reducerea numărului accidentelor în care sunt implicați motocicliștii. Pe tot parcursul acțiunii, aceștia au fost însoțiți de polițiști. Suntem împreună cu Asociația Motocicliștilor, facem acțiune de prevenire. Vrem să știți că motocicliștii sunt în trafic, viața lor contează, sunt partenerii noștri de trafic pe care trebuie să-i respectăm, la fel ca pe ceilalți participanți la trafic. Scopul acestei acțiuni este pentru a preveni accidentele cu caracter motociclistic în trafic, pentru a conștientiza șoferii de prezența noastră în trafic, de a conștientiza motocicliștii de anumite pericole aflate în trafic, de a reduce mortalitatea în rândul nostru. După o prezentare a echipamentului de protecție, motocicliștii au defilat prin oraș, îndreptându-se apoi spre Galați, unde a avut loc o întâlnire și cu polițiștii din orașul vecin. Eu vă recomand să vă luați un echipament adecvat, în funcție de bugetul pe care l-aveți, nu vă recomand nicio marcă anume, da? Vă recomand doar să luați o cască bună, dacă nu aveți bani să mai așteptați, pentru că dacă știți ce au pățit și alți colegi de-a noștri, o să vedeți că nu e ok să avem ceva care este de o calitate slabă. Acțiunea a fost organizată de Asociația Motocicliștilor.